Ca în fiecare ședință de colegiu prefectural, o personalitate a Sucevei primește diploma de excelență pentru activitatea desfășurată de-a lungul vieții. În ședința de miercuri, 30 martie, a venit rândul medicului Daniel Martiniuc, cel care timp de 24 de ani a lucrat în slujba sistemului de urgență sucevean. După cum avem obiceiul, începem ședința de colegiu prefectural pe luna martie, prin a conferi și a da valoare în cartea de valorilor bucovinene a unui bucovinean, a unui om remarcat prin activitatea proprie de-a lungul anilor în județul Suceava. Și vorbesc de domnul doctor Daniel Martiniuc, care o viață întreagă a fost dedicată în slujba sănătății ca medic de țară și mulți ani ca medic coordonator sau manager al Serviciului Județean de Ambulanță. A venit momentul, luna martie a acestui an, în 2016, ca domnul doctor să pensioneze. A avut o activitate și de un parcurs deosebit, dar modestia dumnealui și felul în care a armonizat și felul în care a gestionat problemele în Serviciul Județean de Ambulanță m-a făcut pe mine prefect al județului să-i identific ca valoare bucovineană și astăzi, în acest cadru, să-i confer această plachetă. La rândul său, medicul Daniel Martiniuc a făcut un scurt istoric al Serviciului de Ambulanță Județean, fiind vizibil emoționat de moment. Doamnelor și domnilor, mulți dintre dumneavoastră, foști colegi din Comitetul pentru Situații de Urgență, mă simt onorat, mă simt copleșit de importanța care mi se dă în acest moment, nu atât mie, cât activității pe care Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a desfășurat-o de la înființare și până în prezent. De ce am zis de la înființare? Pentru că acest serviciu este nou creat din anul 1995. Până în anul 1995, serviciul se numea, cum toată lumea încă mai obișnuiește și astăzi, să spună stația de salvare. Vin salvare. Deci în minte, în mentalul oamenilor, serviciul a rămas salvarea. Medicul a deservit sistemul de urgență sucevean timp de 24 de ani. El ieșind la pensie de curând, însă chiar și așa a spus că deficitul din Serviciul de Ambulanță Județean încă îl afectează.